De luna aceasta, prețul la 14 alimente de bază va scădea. Au scăzut prețurile la alimente chiar și cu 30-50%. Această măsură a Partidului Social Democrat reduce inflația și este un ajutor pentru românii cu venituri mici și medii. De astăzi, adaosul comercial ar trebui să fie maximum 20% la procesatori, 5% pe întreg lanțul de distribuție și de 20% la retailer. Așadar, prețul pentru 14 produse de bază ar trebui să scadă. Unul dintre retaileri a scăzut deja prețurile cu câteva săptămâni înainte de termenul limită dat de guvern. Scăderile variază de la 10 bani la prunec, de exemplu, la aproape 3 lei la ouăle bio. Rămâne de văzut dacă măsura se va aplica în toate magazinele. Alimentele care vor beneficia de reducerea cotelor de adaos comercial, discutate și agreate cu toate părțile implicate în producția și comerțul cu alimente sunt pâine albă simplă, laptele de vacă, brânza telemea de vacă, iaurtul simplu de lapte de vacă, făină albă de grâu, mălai, ouă găină, ulei de floarea soarelui, carne proaspătă de pui, carne proaspătă de porc, legume proaspete, fructe proaspete, cartofi proaspeți, zahăr tos. Măsura stopării creșterii prețurilor la alimentele de bază a intrat în vigoare începând cu data de 1 august 2023. Astăzi, autoritățile au desfășurat controale în mai multe supermarketuri pentru a se asigura că prețurile au scăzut. Magazinele care nu respectă noile directive riscă amenzi usturătoare. Potrivit autorităților, nerespectarea prevederilor constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, se constituie infracțiune și se sancționează cu amendă de la 100.000 de lei până la 2 milioane de lei, relatează gorjeanul.ro.